Știm cu toții că toate planetele din sistemul nostru solar orbitează în jurul Soarelui, în timp ce planetele care orbitează în jurul altor stele se numesc exoplanete. Aceste exoplanete sunt foarte greu de văzut direct cu telescoapele. Ele sunt ascunse de strălucirea orbitoare a stelelor pe care le orbitează. Deci, astronomii folosesc alte modalități de a detecta și studia aceste planete îndepărtate. Ei caută exoplanete uitându-se la efectele pe care aceste planete le au asupra stelelor pe care le orbitează. Rezultatele dobândite în urma experimentelor și a inventării telescoapelor din ce în ce mai capabile și avansate sunt uimitoare. De exemplu, o dulce surpriză atât pentru iubitorii de matematică cât și pentru cei de astronomie a fost momentul în care s-a descoperit că există o planetă ceva mai deosebită, care prezintă o strânsă legătură cu constanta matematică pi. Planeta cunoscută științific ca K2315b a fost numită cu afecțiune Pământul Pi deoarece are aproximativ dimensiunea Pământului și își orbitează steaua la fiecare 3,14 zile similar cu valoarea numărului Pi. Și totuși planeta Pi este mai mult decât o combinație fascinantă de astronomie și matematică. Oamenii de știință din spatele acestei descoperiri îl consideră de asemenea un caz promițător pentru studierea ulterioară a atmosferei sale pentru a căuta potențiale semne de viață, însă vom dezbate toate aceste lucruri mai pe larg. Ce știm despre ea? Planeta Pi sau K2315b are aproape aceeași dimensiune cu Pământul. Raza sa reprezintă aproximativ 95% față de cea a planetei noastre. Este de asemenea cam de aceeași dimensiune ca și Venus și este un loc fierbinte cu temperatură de până la 177 de grade Celsius. Nu la fel de fierbinte ca Venus, dar totuși putem fi cu toții de acord că nu este un climat prielnic, cel puțin nu pentru noi. Această planetă orbitează în jurul unei stele pitice roșii care este mai rece decât soarele nostru și are doar aproximativ o cincime din dimensiunea lui, numită EPIC 249631677, care se află la 186 de ani lumină față de Pământ. Orbita sa de doar 3,14 zile înseamnă că planeta se mișcă rapid în jurul stelei sale, calculele arătând viteza de aproximativ 291.000 de kilometri pe oră. Dar chiar dacă oamenii de știință cred că această planetă este stâncoasă, la fel ca Pământul, apropierea de steaua ei și temperaturile insuportabile o fac foarte puțin probabil să fie locuită de orice fel de vietate. Totuși, astronomii cred că planeta are un miez stâncos, similar cu cel al Pământului. Acest lucru îl face un candidat bun pentru a studia atmosferele altor planete. Astfel de informații sunt utile atunci când astronomii caută condiții de locuit pe alte lumi, fapt ce sperăm să se întâmple cât mai repede. Planeta se mișcă ca un ceasornic, a spus Prajwal Niraula, student absolvent al Institutului de Tehnologie din Massachusetts, într-un comunicat. Astronomii nu s-au putut abține să facă corelația dintre perioada orbitală a planetei și Pi, raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul său care apare în multe formule din fizică și matematică. Desigur, Pi este mai bine aproximat la 3,14159, dar să fim serioși, ne vom mulțumi și doar cu 3,14. Toată lumea are nevoie de puțină distracție în aceste zile, a declarat într-un comunicat Julian Dowit, profesor asistent și membru al Institutului Kavli pentru Astrofizică și Cercetare Spațială al MIT. Prajwal Niraula, autorul principal al lucrării care descrie descoperirea, spune că legătura cu constanta numerică nu este singurul motiv pentru care planeta Pi este interesantă. Cercetătorul consideră că ar putea fi de asemenea un candidat promițător pentru studierea caracteristicilor atmosferei exoplanetei. Oamenii de știință de la MIT care și-au publicat descoperirile în jurnalul astronomic pe 21 septembrie 2020 speră să descopere detalii suplimentare despre mediul din jurul acestei planete și alte exoplanete din datele colectate de telescopul spațial James Webb al NASA care urmează să fie lansat în spațiu în 2021. NASA
NASA a dezafectat Kepler, telescopul care a ajutat la descoperirea acestei planete în noiembrie 2019, după 5 ani și jumătate de muncă inovatoare. Astronomii au descoperit până în prezent aproximativ 4300 de exoplanete confirmate, iar Kepler, prin misiunile sale primare și K2, este responsabil pentru aproximativ 2/3 din aceste descoperiri. Așa cum arată noul studiu, setul de date Kepler continuă să activeze chiar dacă nava spațială în sine este moartă de aproape 2 ani. Descoperirea planetei Pi. K2315 este cea de-a 315-a lume extraterestră găsită prin aplicarea datelor K2 ale lui Kepler. Această descoperire fiind foarte aproape de a fi partea unei coincidențe ciudate. Planeta Pi a fost foarte aproape de a fi a 314-a planetă descoperită, o planetă cu două asemănări asupra numărului Pi, însă lucrurile nu sunt mereu perfecte. Oamenii de știință caută planete care orbitează stele pitice foarte reci, fiind ceva mai ușor de detectat. Stelele mai strălucitoare au o strălucire care poate face mai dificilă vizualizarea, ceea ce sugerează că o planetă trece și blochează lumina. Planetele tranzitorii merg în fața stelei și aruncă o umbră, explică studentul Niraula. El a găsit primul semn al Pământului Pi la începutul acestui an, în timp ce analiza datele colectate de telescopul spațial Kepler în 2017, ca parte a celei de-a doua misiuni de observare acestora, adică campania K2. Timp de aproximativ 90 de zile, telescopul a observat o stea pitică albă rece de aproximativ o cincime din dimensiunea Soarelui, etichetată EPIC 249631677. Datele colectate de-a lungul timpului au arătat că un semnal puternic periodic de tip tranzit a avut loc la fiecare 3,14 zile. Membrii echipei Artemis au dezvoltat un algoritm pentru a zice când ar putea observa în continuare tranzitul Pi al Pământului pentru a avea un aspect mai bun. La datele furnizate de pe urma calculului lor, cercetătorii au folosit Artemis împreună cu două telescoape pentru a observa steaua și au reușit să prindă tranzite clare, confirmând ceea ce sugerau datele. Credem că putem găsi planete din ce în ce mai mici cu algoritmi mai buni, spune Niraula. Aceste instrumente au fost utile, iar Pământul Pi a fost un bun caz de testare. Viața pe planeta Pi. Pământul Pi este prea fierbinte pentru a fi locuibil, cel puțin pentru viața așa cum o cunoaștem noi. Cercetătorii aproximează temperatura suprafeței planetei la aproximativ 176 de grade Celsius, care, după cum bine știm, nu este o temperatură prea plăcută pentru noi. Cu toate acestea, cercetătorii consideră că Pământul Pi este un bun candidat pentru observare de către viitorul telescop spațial James Webb, care așteaptă să fie lansat anul viitor. Acest telescop va putea arunca o privire mai atentă asupra atmosferei acestei planete și celorlalte planete care îi seamănă. Deși Pământul Pi are aproximativ dimensiunea Pământului nostru, steaua sa are doar 20% din dimensiunea Soarelui, ceea ce înseamnă că umbra pe care o aruncă este proporțional mai mare. Această proprietate face mai ușoară studierea atmosferei planetelor, deoarece umbra mai mare produce date mai bune. Scopul SPEC-ului este de a găsi aceste planete asemănătoare Pământului care fac opțiuni bune pentru caracterizare ulterioară, iar Niraula este foarte încântată și vede descoperirea Pământului Pi ca un pas către găsirea candidaților și mai promițători. Chiar dacă Pământul Pi nu dă o biosemnătură care semnalează prezența vieții, este o descoperire valoroasă în lucrarea de a dobândi o mai bună înțelegere a Universului nostru. Având planete precum K2315b, ne va ajuta să înțelegem în continuare diversele corpuri ale planetei de acolo. Planeta Pi este probabil planeta preferată a pasionaților de matematică și astronomie, însă așa cum am văzut, nu este doar atât. Această planetă deschide ușile unor noi posibile descoperiri, putând fi chiar una dintre cele mai importante contribuții la descoperirea Universului. Totuși, până atunci, ar trebui să ne oprim puțin și să ne gândim care erau șansele să găsim o coincidență a acestui număr și în spațiu. Cred că destul de mici. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest videoclip, îți recomand și videoclipul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.